Bună dimineața, Emma. Când spunem TIFF, vorbim despre filme de foarte bună calitate. Vorbim despre întâlniri de lucru, căci aici cei din industrie se întâlnesc pentru noi proiecte pe care le vom vedea. Dar cred eu că vorbim și despre emoție, pentru că la TIFF sunt competiții, sunt mai multe competiții, iar filmul regizorului de lângă mine, Marius Olteanu, este în două dintre aceste competiții. Bună dimineața, Marius! Bună dimineața! Filmul tău, Monștri, este în competiția pentru trofeul Transilvania și pentru premiul zilelor filmului românesc. Cum trăiești TIFF-ul anul acesta? Poate mai emoționat, într-adevăr, decât în general, dar cu o mare bucurie. Adică înseamnă foarte mult pentru mine să fiu aici, să fiu cu filmul în competiție. M-am bucurat foarte tare, ieri am avut prima proiecție, oamenii au reacționat foarte bine și da, e un traseu care a început la TIFF și care acum cumva se încheie la TIFF. Filmul acesta a venit ca proiect aici în 2016. Deci. La un pitch, nu? La un pitch, da. Un pitch pe care l-am și câștigat. Deci am început bine și cumva încheiem bine. Și sper să câștigi și competiția? Cred că toată lumea speră cumva, dar pe de altă parte ce mă interesează pe mine e cu ce rămân spectatorii după ce văd filmul ăsta. Și după cum le-am zis și ieri când am prezentat filmul, dacă după ce vor vedea filmul sau în timp ce văd filmul, se vor gândi la cei pe care îi iubesc și la drumul pe care l-au făcut cu acei oameni și spre acei oameni, pentru mine deja înseamnă foarte mult. Da, pentru că vreau să fac o clarificare, titlul se numește Monștri. Eu, înainte să citesc, să văd, mă gândeam că poate este un film de groază și nu este. Este un film despre iubire. Cred că e și un film de groază, dar e un film de altfel de groază. Adică mi se pare că oamenii pot să fie unii cu alții destul de groază și e despre genul ăsta de groază se vorbește, dar nu, e un titlu care trebuie reapreciat, ca să zic așa, după ce vezi filmul. Adică cred că putem să fim foarte intoleranți unii cu alții și da, ăsta este un alt lucru despre care filmul vorbește. Tu ai avut premiera mondială la Berlin și nu este puțin lucru. Ieri a fost premiera națională. Ai simțit vreo diferență între publicul acela și publicul acesta? Sincer să fiu, deși m-am bucurat foarte tare de toate proiecțiile avute la Berlin, proiecția asta a însemnat cel mai mult pentru mine, pentru că aici știam că subtilitățile filmului pot fi înțelese, că le vorbesc cu filmul ăsta unor oameni care înțeleg perfect ceea ce vreau să zic. Și da, mi se pare că miza era mult mai mare și deci așteptările erau mult mai mari. Ce frumos! Când este în cinema acest film pentru toată România? Pentru toată România o să fie începând de pe 27 septembrie. Atunci o să avem premiera așa, națională în toate orașele din România. Mulțumesc unde mult. Mai sunt cinematografe. Evident. Mulțumesc mult, Marius, să simt pumnii, sper să câștigi. Mulțumesc mult, sper să, adică e sold out și astăzi și sper să avem o reacție la fel de bună ca și cea de ieri. Mulțumesc, Emma, cam atât de la Cluj astăzi, ne revedem mâine. Mulțumesc.